atât de, de mult a fost demonstrat rațiunea aplicării vaccinului, încât nu cred că de fiecare dată trebuie să testăm bicicleta. Pierdem foarte mult timp cu neîncrederea. Noi suntem oameni, noi suntem elemente a unei comunități. Avem niște convenții ca să nu ne facem rău unul altuia. Cu toată protejarea, cu toată izolarea relativă acasă, ne-am trezit cu simptome, mai întâi soția, la 3-4 zile și eu, și atunci ne-am adresat medicului. Mi s-a prescris un tratament acasă. Mi s-a părut că luna pe care am trecut-o în felul acesta n-a fost grea. Trebuia să trecem rezultatele și atunci s-a depistat că sunt afectați plămânii, adică soția în ambele părți, eu într-o parte, și atunci au fost spitalizați. La ora 3 din dimineață mă trezeam și veneau momentele poetice, era ca un jurnal, ca un jurnal a stărilor mele. Le-am zis jurnal de spital, de la Sfânta Treime. La Sfânta Treime, spitalul unde am ajuns, eu nu m-am ascuns între pastile și rime. Cobai curios, ce-i cu mine? Ce lecție am de trecut? A vrea să fiu, e păcat? Aș vrea să mai fie poveste? La Sfânta Treime am dat de toate acestea. Vaccinați-vă, oameni buni. Câteva lucruri depind chiar de fiecare.